Alina Pavalache, mă bucur tare mult că, iată, suntem împreună chiar și în aceste condiții la care nu ne-am fi așteptat. Dacă ne-ar fi spus în urmă cu doar câteva luni cineva că acesta va fi modul în care ne vom vedea cu aproape toți cei dragi în această perioadă, cu siguranță nu l-am fi crezut. Important este să ne adaptăm inclusiv la aceste situații. Îți mulțumesc că ești alături de noi. Și eu mă bucur foarte mult pentru această regăsire la distanță datorită acestor mijloace fantastice, moderne. E adevărat că timp de 2 săptămâni a fost foarte greu de adaptat, de ascultat muzică, dat cursuri prin WhatsApp, prin FaceTime și alte mijloace de genul acesta, dar este o bucurie și efectiv ne simțim aproape. Așa este. Chiar voiam să te întreb, Alina, cum a fost pentru tine această perioadă din punct de vedere al traversării ei, inclusiv cu muzica drept aliat? Efectiv, muzica a fost aliatul prim și aș putea mărturisi că făcând foarte multe lucruri, având multe activități de a dirija concursul Enescu, de a da cursuri, activitatea profesorală și activitatea pianistică, de multe ori timpul nu mi-a ajuns pentru a mă reapropia de pianul meu drag, care mi este partener și frate de suflet de peste 50 de ani. Această perioadă, efectiv, mi-a permis să mă replonjez în lucrările de tinerețe, concertul 1 de Liszt, sonata apasionata, studiile de Chopin pe care le-am cântat în tot conservatorul. Deci a fost o mare bucurie și celălalt aspect a fost apropierea de Oedip de George Enescu, partitura, bineînțeles, reducția de pian, pe care am avut timp, nu în întregime, mărturisesc, dar ceea ce aș dori să se interpreteze la toamna viitoare la Paris, am avut timpul necesar să mă împrietenesc, să înțeleg mult mai bine, să pătrund în profunzimea acestei scriituri componistice enesciene. A fost o perioadă grea, o perioadă ciudată, pe care probabil că voi, muzicienii, artiștii, ați simțit-o și, de ce nu, încă o mai simțiți, poate un pic mai acută decât noi ceilalți. Inclusiv aceste zile în care noi înregistrăm și zilele în care este difuzat interviul nostru, scurta noastră discuție, sunt zile în care lumea muzicală practic se rearanjează după toate lunile care au trecut, se rearanjează în funcție de noi rigori, de noi cerințe, de noi obligații, de ce nu. Care este situația în acest moment în mediul muzical francez? Pentru moment, din informațiile pe care le am, nu a demarat absolut nimic din punct de vedere muzical. Totul se petrece online, a fost un concert la Filarmonie din Paris cu orchestra, cred, Orchestra Național de France și cu Renaud Capuçon, bineînțeles, fără public. Deci, cred că în următoarele 2 săptămâni se va începe cu în spații mici, cu public puțin,
cu respectarea constrângerilor pe care le avem. Am avut bucuria de a afla că unele mici festivaluri de vară se vor ține. Chiar aseară am văzut doi din colaboratorii mei permanenți au inițiat un festival care demarează anul acesta. Din punctul meu de vedere, demarez un mic festival masterclass într-o stațiune de pe malul mării în Normandia și a fost aprobat săptămâna trecută, dar multe, multe evenimente, cele foarte mari, dar și multe evenimente mici au fost reportate cu minimum un an. Da, așa este. Lucrurile acestea se întâmplă în cam toate zonele creative, în cam toate zonele artistice. Iată însă că măcar putem spune că facem pași mici, dar siguri, într-o direcție care să ne reducă pe toți în acea zonă a normalității, pentru că în acest caz putem vorbi de normalitate în care să ne bucurăm de muzică în același spațiu cu voi, cei care ne-o oferiți, și nu doar având acest scut al monitorului de calculator sau de telefon. Alina, ai vorbit mai devreme de concursul și festivalul internațional George Enescu, George Enescu de acolo, de la Paris. El este încă o certitudine pentru luna octombrie a acestui an. Da, absolut. Ne-am decis, n-aș putea să spun un pic greu, am avut o perioadă de incertitudine efectiv, dar din momentul în care sala Conservatorului Claude Debussy ne-a dat aprobarea pentru a susține, vom vedea dacă va fi posibil cu sau fără public pentru finală și gala laureaților. Din momentul în care evenimentul a fost subvenționat de către SEAM, ne-am spus că trebuie să luăm taurul de coarne, chiar în acea perioadă un pic moroză, cum spunem, și fără nicio certitudine și perspectivă, cu colegul meu, Aurina Filian, și cu Institutul Cultural Român, cu Doina Marian, am hotărât să ținem să aibă loc această a șaptea ediție, care, așa cum se spune pentru un copil, ar fi ediția înțelepciunii. Corect, corect. Și sper că așa va fi, sper să ne revedem cu această ocazie și să fie stimulant pentru tinerii interpreți, pentru că mă pun în situația lor, în pielea lor, când am 20, 22, 25, 30 de ani și timp de 4-5 luni de zile se oprește totul, este dificil de a se proiecta eventual într-un voiaj și într-un program care este exigent, dar după cum se desfășoară cererile de informații, am impresia că va fi o anumită emulație și o sper din suflet. Nu știu cum se va întâmpla la nivel internațional, pentru că a prevedea un voiaj pe un traiect lung este cam imposibil la ora aceasta, deci nici pe cele scurte încă nu suntem siguri, dar deja dacă vor fi participanți din Franța, eu sper și din România și poate și din alte țări europene, ne vom atinge scopul, cu atât mai mult că premiile anul acesta sunt generoase, mult mai generoase, am augmentat cu mult valoarea premiilor și numărul lor, deci sunt 5 premii plus 3 premii speciale în valoare de 14.500 de euro. Wow, e ceva într-adevăr. Așadar, Alina, randevu la Paris între ce date? 12-16 octombrie. Ținem pumnii așa să fie într-adevăr, să se desfășoare cum ne dorim cu toții. Ultima întrebare pentru acest matineu muzical realizat pentru și împreună cu prietenii de la ICR Bruxelles. La ce fragment muzical te-ai oprit? Am ales două mici fragmente muzicale, voi lăsa alegerea. Romanța numărul 3 de Gabriel Fauré, care a fost mentorul lui George Enescu. Și o surpriză, sper să-mi iasă, voi cânta cu vocea și mă voi acompania la pian, Prezent de Couleur Blanche de George Enescu. Mulțumesc din tot sufletul, Alina, ca de fiecare dată o bucurie să stăm de vorbă, să ne vedem chiar și așa, intermediată discuția noastră, să ne revedem cu bine la Paris în octombrie pentru concursul internațional George Enescu, ediția a șaptea. Mulțumesc tare mult! Mare drag și eu mulțumesc!
Thank you.